Câmpinenii au plecat la iarbă verde încă de dimineață, pentru că 1 mai trebuie sărbătorit cum se cuvine, să curgă berea și să sfârâie grătarele. După ce s-au aprovizionat cu carne, mici, pui și cârnați, oamenii de toate vârstele s-au apucat să petreacă sau pur și simplu să se relaxeze la umbră și aer curat. Frumos! Lângă apă, lângă pom, un coniac, o clătită, o clătită, o măzină, o scobitoare străină. Cum e tradițional? Muncitoresc. Sărbătorim prin muncă la grătar. Mici, cârnați, piept de pui. Piept de pui. Pentru copii special. Vișinată. Am pregătit și o vișinată. Nu au lipsit nici comercianții care au așteptat câmpinenii cu grătarul gata făcut. Oricum ați sărbătorit 1 mai, la munte sau la mare, a fost loc de bucurie, în primul rând pentru mini-vacanța bine meritată.